picior mare are, auziți ce tare e. Din păcate nu-l mai iau, dar uite, mai jos mai văd unul, mai fain. Mai fain, mai calitativ, mă gândesc eu. Uite, starosta e Dulis. Mama mea, ce fain e ăsta. Uite aici. Trei ripte staros. Uite. Deci da, mă, după hribi ăștia am venit eu aici. Uite cum arată. Hrib testarosa. Eu am unul. Am să-l las pe mașină să vedem dacă îl găsește. Eu nu mai stau să mă întâlnesc cu el, voi pleca. Am pus hribul, uite, exact acolo. Un hrib testarosa, deoarece domnul Mihai nu mai văzuse hrib testarosa până acum. Adică cineva care putea să fie, să facă treaba aia, nu poate să fie decât banditul munților. Neața, de data asta am venit din nou la hribi. Mă aflu într-o pădure în care am mai fost și acum două zile. Ca urmare, avem și primul hrib. Uite ce fain e. Primul hrib. Domnul Mihai este undeva mai sus de data asta. Eu i-am văzut mașina, el nu știe că sunt prin zonă, dar nici de data asta nu a nimerit pădurea. A urcat prea în partea, prea sus. Acum, dacă mai vine odată, poate își dă seama că aici se fac hribi. Nu bine l-am luat pe acesta, că-și mai încolo, pe lângă un drum, văd că mai este un hrib. Da, din păcate, galben, bătrân. Aici mai avem un hrib, de data asta mai mic. Uite-l cum stă. Mai văd un hrib foarte fain. Uite. Aici. Bun, deci până acum am găsit doar așa, în pădure, la mușchi. Hai să vedem prin locuri mai deschise dacă s-au făcut. Aici avem un hrib ceva mai fain. Uite, pe margine de o pădure. Uite ce fain e. Asta da. Deci doi hribi din total. Pe marginea acestui drum avem un hrib. Acolo e plin de oameni. Bun, cam ăsta e hribul. Făcut la tot la mușchi. Tot la mușchi. Prin zonă nu mai văd momentan nimic. Cam așa arată această zonă. Am intrat într-un sector cu pădure, unde avem un mușchi foarte fain. Și uite ce hrib am găsit. Doar un pic se vede la mușchi. Fain. Acolo avem un drum forestier și aici deasupra drumului, uite cum stau hribii, avem un hrib acolo, unul aici, uite ce fain e, ce culoare are pe pălărie, uite, iar celălalt și ăla pare fain. Hai să vedem. Da. Și ăsta pare fain, uite. Doi hribi foarte frumoși. Pe lângă această cărare, din nou un hrib. Ăsta nu e așa mare. Uite, nu e nici mic. Mamma mia, ce fai noi!
unul așa butucănos și uite mai încolo mai văd unul, încă unul. Uite, lângă o baligă. Bun, cam ăsta e hribul numărul 2. Deci 2 hribi. Și aici să mai fie unul. Ăla nu-i hrib. Voi verifica puțin și marginea acestui drum. Deoarece, uite, pe marginea acestui drum se mai fac. Ca urmare avem un hrib aici. Hop, așa. Uite. Încă unul. Fain. Pe această porțiune de pădure, hribii nu mă prea dau pe spate. Dar uite, totuși am găsit unul. Da, încă unul fain. Ce fain stai la mușchi. Uite. Uite cum stau hribii pe lângă această cărare. 2 hribi. Unul lângă celălalt. Ăsta puțin galben. Ăsta la alt. Nici ăsta nu e așa calitativ. Deasupra acestei cărări mai avem un hrib. Uite-l. Fain și ăsta. Aici avem un hrib ceva mai mare. Din păcate este bătrân. Aici deasupra mai avem un hrib. Din păcate ăsta e scos din pământ. Uite. Cineva ori a dat peste el, ori nu știu. Uite ce hrib fain. Mai în partea asta încă unul mai pitic. Așa, mai încolo încă unul. Și ăsta mai pitic. Deci 3. Iar în partea asta altă, uite că mai văd unul. Din păcate și ăsta mic. Bun. Deci 4 hribi. Așa, rapid, urgent. Și aici, în această zonă, găseam bine. Azi nu am găsit. În schimb, uite, avem aici mai jos. Pare cât sunt. Uite cum stau hribii. 2 aici, unul mai sus, cel de sus este galben, dar ăștia, uite, sunt mai mulți. Da, din păcate și ăștia galbeni, pe ăla nu mai are rost să-l scot din pământ, nici pe ăla. Mai continuăm. Deci văd acolo un hrib, mama mea cât de mare, e super hribul, uite. Uite ce hrib, foarte fain. Prin această zonă voi coborâ, deoarece voi schimba pădurea, dar avem aici un hrib testarossa, foarte fain. Uite cât e de fain. Ăsta, da. Am coborât la mașină, mă duc și voi schimba zona. Uite, aici îl avem pe banditul munților, care este parcat, ghicit, lângă cine? Lângă Sfântul Volvo. Domnul Mihai, cu Volvo, are și el canal de YouTube, face și el videoclipuri despre ciuperci. Și din cauza că încă nu a văzut hrib testarossa, eu am unul, am să las pe mașină să vedem dacă îl găsește. Eu nu mai stau să mă întâlnesc cu el, voi pleca. Dar așa, ca fapt divers. Hai să vedem unde îl punem. Pe oglindă nu-i bine. Uite, ia aici, îl voi pune. Să vedem, îl vede sau nu-l vede. Deci am pus hribul, uite, exact acolo.
un hrib Testarossa, deoarece domnul Mihai nu mai văzuse hrib Testarossa până acum. Fac așa o mică surpriză neașteptată. Bun, eu mă duc, voi schimba pădurea. În continuare voi căuta prin altă pădure. Așa că vizionare plăcută în continuare. Adică cineva care putea să fie, să facă treaba aia, nu poate să fie decât banditul munților. Prietenul meu, am auzit că e prin zonă. Și înseamnă că el mi-a lăsat acest cadou. Dragul de el, îți mulțumesc, omule. Ești un om extraordinar. Eu recunosc oamenii buni de la o poștă. Îți mulțumesc frumos pentru gestul tău. Extraordinar de drăguț. Omule, voi continua să mă uit la videourile tale și la tot ceea ce ne înveți pe mine și pe alții. Ok? Fără nicio aroganță. Când trebuie să înveți, trebuie să lași aroganța deoparte, trebuie să lași ce știi și să fii deschis să afli lucruri noi. Da? Eu sunt un umil învățăcel în acest domeniu. Și îți mulțumesc frumos pentru... Numai tu puteți. Cam așa arată următoarea pădure prin care am venit. Aici, în schimb, se mai face și specia Testarossa. Din păcate, încă nu e sezonul lor, adică a hribilor Testarossa, dar se mai fac. Așa întâmplător putem găsi câte un hrib, doi Testarossa. Uite, de exemplu, acolo avem un hrib mai bătrân, din ăsta, Edulis. Hai să vedem ce cu el. Dar, din păcate, sunt mai mulți bătrâni. Uite, mai avem unul aici bătrân. Vedeți? Ăla bătrân. Prin jurul nu mai văd momentan nimic. Ba, acolo încă unul bătrân. Bun. Hai să vedem în zona asta ce găsim. Aici avem numai piatră. Și uite, pe margine, încă un hrib bătrân. Încă un hrib bătrân. Da, foarte moale. Foarte moale. Mai continuăm. Uite. Am găsit și un hrib. Cele din urmă. Da, ăsta e hrib. Dar vedeți, făcut pe lângă pârâu. Deoarece pe aici există o mezeală mai multă. Tot aproape de acest pârâu, de data asta aici, lângă acest brac căzut, uite ce hrib avem. Și de la distanță nu-ți dai seama că e hrib așa, culoare ciudată are. Din păcate puțin galben, dar fain, calitativ. Am intrat în această porțiune de pădure cu iarbă mai lată. Avem și ceva câmp deschis în față, așa, un fel de goliște, luminiș. Uite, de exemplu, aici avem un hrib Testarossa. Da, este foarte mare. Uite-l. Uite-l jos. Deci un hrib Testarossa foarte mare, din păcate e bătrân. Nu mai are rost să rup. Îl voi lăsa la locul lui. Pe lângă această cărare, uite, deasupra ei mai văd un hrib. Din păcate are miezul puțin galben, așa că nu-l iau. Hai să ne continuăm drumul pe cărare, să vedem pe margini de cărări. Întotdeauna se fac bine hribii. Acum să vedem. Deci mă duc odată încolo, viu odată înapoi. Hopa, da, uite, încă un hrib. Wow, ce fain, ăsta e Testarossa, mă. Ba nu, nu-i Testarossa, e Edulis. Mama mia, ce fain e ăsta. Uite aici. Wow, și acolo mai văd 1, 2, 3 hrib Testarossa. 3 hrib Testarossa. Uite. Deci da, mă, după hribii ăștia am venit eu aici. Uite cum arată. Hrib Testarossa. În comparație cu Edulis, uitați ce culoare are pe pălărie. Deci hribul Testarossa este mult mai roșiatic pe pălărie decât Edulis. Uite ce sănătos e. Hai de capul. Foarte greu. În comparație cu Edulisul, hribul Testarossa
Deci culoarea piciorului este puțin așa ca și pălăria, vedeți? Pe când la edulis culoarea este albă pe picior. Uite și asta. Ai, 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 ai. Nu? Așa, Riptestarossa de fain. De mult m-am mai găsit eu. Și mai avem unul și ăsta la fel de fain. Bun. Deci, uite, un kilogram așa rapid, urgent, pe lângă cărare. Super. 4 hribi. M-am reîntors pe această cărare unde am găsit hribii Testarossa, să mă uit mai bine. Uite, aici avem acel hrib galben pe care l-am filmat mai devreme și uite, deasupra avem unul, doar un pic se vede. Vedeți? Deci am cercetat zona mai bine și uite, am mai găsit unul. M-am reîntors înapoi cum ar veni și mai continuăm. Uite ce priveliște faină. Avem și un amestec de mesteac, din câte văd. Uite aici ce ferigă mare avem. Bine, doar într-o porțiune, pădurea în partea alta. Dar totuși, unde crește feriga, înseamnă că este umiditate. Hai să... Hopa, uite și un hrib. Uite mă și un hrib, mă. Uite mă și un hrib, mă. Ce fain stă el aici. Ce interesant că doar acum l-am văzut, din păcate galben. No, dar e fain, așa ca idee. Uite, acolo e feriga și aici, pe marginea pădurii, mai avem un hrib. Uite. Din păcate galben, dar uite ce picior mare are. Auziți? Ce tare e. Din păcate nu-l mai iau, dar uite, mai jos mai văd unul, mai fain. Mai fain, mai calitativ, mă gândesc eu. Hai să vedem, să vedem cu ăsta ce-i ăsta, la cât e de mare, mama mia, alb, alb ca laptele, uite ce hrib. Prin această ferigă, uite, tot mai găsesc câte unul, dar mai bătrâni așa, nu eu pe ea. Acolo cred că mai văd un hrib, hai să vedem, da, e hrib, hrib, zdoi mă. Uite că-s doi, nu-s așa mari. Bun, cred că au piciorul lipit de altul. Un pic să vedem cum îi scoatem. Bun, da, deci au piciorul lipit de altul, uite. Fain. Mai văd un hrib la distanță mai mare. Să vedem, e hrib, dar nu știu dacă e tânăr sau bătrân, deoarece este destul de fain. Bun, muși prin jur, nu mai văd nimic, doar pe ăsta, uite-l. Uite-l, ce fain stă aici. Mă, pare fain. Da, un hrib, super, super. Tot pe lângă o cărare, de data asta mai avem un hrib, dar mai mic, uite, doar pălăria se vede și cam așa arată hribul, destul de butucănos. Uite, de aici am luat hribul ăsta mic, hai să vă arăt o șmecherie. Din zona asta s-a mai luat un hrib, de ce eu am astupat locul acum și uite, m-am uitat mai bine și uite aici. Aici se vede doar așa, ca un fel de mușuroi, vedeți? Uite, cum stă hribul. Nu, ăsta e un hrib băgat pe pământ. Bun. Nu mă uitam atent, dar din cauza că l-am găsit pe celălalt, uite. Și uite, tot în zona asta, dacă mă uit mai bine, mai avem unul, ăsta la prima idee pare mai mic, dar uite că nu-i chiar așa de mic, băgat-o pe sub pământ. Deci doi hribi. Și am văzut hribul aici mai sus.
Hai să vedeți cum arată. Nici ăsta nu-i mare mare, dar fain. Uite. Un hrib așa butucănos, fain. A trecut ceva timp de când nu am mai găsit nimic, dar totuși aici am găsit un hrib. Mai văd unul și din jos. Hai să-l luăm. E fain. Uite. Fain, domnule, fain. Hai să luăm și pe cel de jos. Cel de jos. Uite, la undeva prin zona aia a crescut. Și ăsta e fain. Amanita, uite, plin. Plin de amanita. Și hribul ăsta, uite, uite ăsta ce culoare are. Pe pălărie. E fain și ăsta. Deci doi hribi. Uite cum stau hribii. De data asta trei. Ăsta nu-i hrib. Trei hribi. Uite, la tulpina unui brad. Bătrân, bătrân. Ăsta parcă merge. Da, și ăsta e un pic bătrân. Nu, deci trei. Mai continuăm să vedem. Mai văd un hrib aici mai jos. Hai că luăm de îndată să ne uităm prin jur. Prin jur momentan nu mai văd nimic. Ba, de acolo mai văd ceva. Stai să vedem hrib. Nu-i hrib. Ăla, nu-i hrib. Bun, aici avem niște amanita. Și mai jos hribul. Unul fain. Unul fain. Ești fain, mă? E fain, mă. Uite ce fain stai la mușchi. Uite. Asta da. Uite. Un hrib perfect. Din nou am ajuns la acel pârâu. Și din nou am mai găsit un hrib. Din păcate ăsta, uite cum arată. E fain. Dar este un hrib cu coada mai subțire. Uite ce hrib testaros ăsta de fain. Pe lângă această cărare. Ăsta e un hrib așa mai butucănos, tot testaros ăsta. Foarte fain. Pe lângă această cărare, mai uite un hrib. De data asta ceva mai pitic. Uite. Ce faci mai aici? Ce faci mai aici? Cam ăsta-i hribul. Mai pitic, dar fain, grăsuț. Gata, voi încheia și acest videoclip. Mă aflu pe o cărare. Această cărare o să mă ducă exact la mașină. Sunt foarte curios să vedem ce o să zică domnul Mihai când va vedea hribul la ștergătoare. O să zică, mă, a făcut Volvo pui de hribi. Deci eu nu îi voi spune nimic domnului Mihai că i-am pus hrib ca așa. Vreau să vedem reacția lui. Ca și cantitate mă declar mulțumit. Cred că am undeva în jur la 5, 6, poate chiar 7 kg de hribi. Mă declar mulțumit. Așa că nu voi mai sta. Hai, ne vedem data viitoare. V-am salutat!